Ioan, capitolul 20. De la 24 citim până la 29 și apoi o să citim și o afirmație a Apostolului Pavel din 1 Corinteni 15. Pagina în Biblie, cei care mai aveți codexurile pe la voi, în afară de device-uri, 1053. Ioan 20:24. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12 ucenici ai Domnului Iisus, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici, colegii lui, au zis deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uite-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. De răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Faceți-vă comozi, vă rog. Ne bucurăm să fim în dimineața aceasta cu voi, aici, la Poarta Cerului. Și ne bucurăm să fim într-un asemenea context. În care, așa cum spuneam de la bun început, eu am temeri. Și dacă, probabil că Eva n-are temeri și sora ei mai mică n-are temeri. Băi, Mircea, ce temeri să aibă un pui de om? Dar cred că și a avut temeri când a fost în brațele unui străin. De ce a țipat ca din gură de șarpe? Uite că e și un bebeluș de câte o spune, are temerile lui. Să nu spuneți că adolescenții n-au temeri când vine examenul, când vine capacitatea. Nu spuneți că plecați ca la închinare la capacitate, că nu vă cred. N-aveți cum. Toți avem temeri. Toți fără excepție. Toți. Și poate întrebarea care ne frământă cel mai mult pe cei mai mulți care am trecut de jumătatea vieții este ce se întâmplă după moarte. Ce se întâmplă după moarte. Acum suntem cu fratele nostru Geamăn, cu Toma, da? Și vreau să spun că eu îl înțeleg foarte bine pe Toma și agrez cu el 100%. Imaginați-vă următorul scenariu. Cel mai celebru profesor din istorie intră în istoria noastră pământenilor și alege 12 studenți. Petrece, începe o școală cu ei de vreo 3 ani și jumătate, dar intenția acestui profesor a fost una singură. Nu se învețe matematică, nici medicină, cu toate ramificațiile ei. Ci acest profesor celebru a avut un singur scop, să se descopere pe sine însuși studenților lui. Ma, mulți am trecut prin universitate și toți dascălii ne-au arătat ce știu ei. Și unii dascăli de noștri au rămas în memoria noastră forever. Ne-au impactat viața. Ei, Iisus din Nazaret intră în istorie și alege cei 12 studenți, grupa de studenți, și are acest scop fundamental, să se reveleze pe sine însuși studenților, pentru ca prin sine însuși, cel din carne și sânge, cel intrat în istorie, amestecat cu noroi din care el însuși ne-a plămădit, prin această revelare de sine a acestui dascăl celebru, să-l comunice, să-l învedereze, să-l reveleze, să-l descopere pe creatorul lor. Asta a fost singurul lui target. Major, sigur. Și după 3 ani și jumătate de întâlniri în toate circumstanțele, și hai să ca să vă ajut un pic să credeți că nu vin de pe altă planetă,
Auziți-l pe acest celebru dascăl, pe Iisus din Nazaret, zicând: eu sunt pâinea coborâtă din cer. El nu zice: am venit să vă dau pâine. Nu, eu sunt pâinea. Ia auziți, el zice: eu n-am venit să vă arăt o cale, eu sunt calea. El nu spune: am venit să vă arăt o nouă formă de viață. Și auziți-l: eu sunt viața. El nu vrea să spună: am venit să vă descoper adevărul. El zice: eu sunt adevărul. Și participă la o mormântare, dar vine cam târziu. Intenționat întârzie. Nu pentru că nu avea mijloace de transport, ci pentru că așteaptă ca prietenul lui să intre în putrefacție. Era mort de 4 zile. Și când apare la mormântare, deja se consumase mormântarea de 4 zile, surorile lui, una după alta: Doamne, dacă Tu erai aici... Nu se întâmplă asta fratelui meu. Și spune așa Martei: Marta, fratele tău va învia. Oh, știu. Știu că am auzit la școală duminicală că la învierea de apoi. Măi, Marto, uite-te la mine. Marto, eu sunt învierea și viața. Tu pricepi? Deci dascălul acesta celebru nu vine să ne prezinte idei fascinante care să ne atragă. Cel vine să se prezinte pe sine însuși. Și prezentându-se pe sine, când fascinat de persoana lui, zice Filip: Doamne, domn profesor, dascăle, arată-ne pe tata. Și nu mai vrem nimica. Ia auziți-l ce spune dascălul: mă, Filip, tu încă n-ai priceput. Mă, tu de atâta vreme ești cu mine, ești în grupa mea de studenți, și tu n-ai înțeles că cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe tata. Cum zici tu? Arată-ne pe tata. Deci vorbim de un personaj care intră în istoria noastră nu să ne fascineze prin ce spune, ci să ne determine să cădem pe gânduri până vedem cine este el. Trece perioada de studiu, se încheie cei 3 ani și jumătate cu grupa de studenți, toți îl trădează pe proful lor, pe Iisus din Nazaret, și cum să nu trădeze, când i-au construit în mintea lor un portret robot despre Hristosul care pretindea dascălul lor că este. Adică ei și-au imaginat că profesorul lor, Iisus din Nazaret, este acel Mesia promis de proroci din Vechiul Testament, care în sfârșit va scutura jugul Romei de pe grumazul evreilor și vor fi și ei liberi. Și când proful lor, când dascălul lor, care a zis să nu numiți pe nimeni învățător, unul singur este, eu sunt. Nu spuneți nimănui părinte, unul singur, tata din cer. Și când acest dascăl celebru, care i-a uimit, se lasă trădat, prins, și când îl văd pe cruce, toți studenții pleacă de la cursurile lui. Pentru că toate scenariile pe care și le-au imaginat ei 3 ani și jumătate s-au dus odată cu dascălul lor. Și-o fi zis Meraul: na, ne-am mulțumit, adică ne-am convinșit de asta. Ei ca ceilalți învățători și formatori de opinie. Om și punct. Dragii mei, nu vă spun un secret când vă spun că nimeni, atenție, nimeni din ucenici, nici unul, nici măcar Petru, grozavul de Petru, n-au crezut nici pentru un moment că va învia învățătorul, măcar că rețineți, în mai multe ocazii îi avertizează că finalul lui va fi unul dramatic, că va fi trădat, că va intra într-un proces nedrept, și apropo, fac o paranteză, cel mai nedrept proces din istorie, rasie umane, că va fi executat, dar că a treia zi va învia. Toți ucenicii lui, toți fanii lui, toți au uitat acest detaliu, toți. De aceea, amintiți-vă,
când vine Maria din Magdala: Petre, Ioane, a înviat Domnul. Așa îi spune, nu îi spune așa. L-au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Petru, Ioan alergă la mormânt. Vede acolo Giulgiu, se pare că exact în forma corpului lui Iisus, ca și cum s-ar fi evaporat cadavrul, ștergaurul aranjat, ca și cum cineva a făcut ordine în mormântul lui Iosif din Arimatea, dar nu l-au găsit pe Iisus. Cei doi dinspre Emaus se întorc și le spune vestea că l-au întâlnit și, spuneți-mi, câți i-au crezut? Niciunul, în afară de femei. Mai mult spune un evanghelist că ei credeau că sunt basme aceste povești, pentru că nimeni nu și-a imaginat, n-au crezut că va învia. Așa? Și Domnul Iisus, la un moment dat îi mustră că nu au crezut pe cei ce l-au văzut înviat. Dacă am fi fost acolo, vreunde cu mine, toți gândeam la fel. Toți, fără excepție. Și suntem în a opta zi după înviere. Dacă în prima seară apare Iisus în timp ce ucenicii se frământau și aveau niște discuții serioase, femeile care l-au văzut, imaginați-vă că Maria din Magdala, după ce Petru și Ioan pleacă înapoi dezamăgiți de la mormânt, nu știu cum să proceseze ce au văzut, da? Maria stă acolo și plânge. Probabil că n-avea sărcuza, n-avea familie, probabil, nu intrăm în detalii pentru că nu ne le spune Evanghelia, dar stă și plânge. Și apare ființă celestă, un înger de pe altă planetă. De ce plângi, Doamnă? Păi cum să nu plâng? Că l-a pe Domnul meu, îți dai seama, și l-au dus. Și în timp ce discuta cu îngerul, grădinarul zice: de ce plângi, femeie? Domnule, uite, dacă știi cine l-a luat și unde l-au pus pe Domnul meu, spune-mi că vreau să-l iau. De ce să faci cu cadavrul lor, mormei? Și Domnul Iisus, pentru că știa trăirile intense, o cheamă pe nume, așa cum își cheamă oile. Rabuni, zice ea. Și când alergă să răspundă la ucenici, cei 12 mai zic: niște femei de-ale noastre ne-au pus în uimire spunând că au văzut o vedenie de îngeri care au spus că este viu. Ba, Maria l-a și văzut. Le spuneau ei străinului care a tocmai dat scolor în via din morți. Acum, cum să crezi? Cum să crezi? În seara învierii, deci, în timp ce povesteau ei aceste lucruri, apare, fără să bată la ușă, Iisus și le spune: pace vouă. Și în frunte cu Petru toți rămân mască, paralizați. Uitați ce face Domnul în seara învierii. E foarte important acest detaliu și atât să-l citim. O să citesc după aceea pasajul din 1 Corinteni 15, promis, acea frântură de verset. Dar uitați ce spune textul în Ioan, în capitolul 20, în seara învierii. Hai citim de la 19. În seara aceleași zile, cea din tia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenici erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Ascultați reacția. După ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Pentru că n-au crezut că este el. Și Iisus a fost nevoit să vină cu argumentele și le-a arătat mâinile și coasta, adică cicatricele. Și auziți, ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Și atenție, Domnul Iisus este obligat să-l mai spună încă o dată: pace vouă, adică, cu alte cuvinte, acum sunteți liniștiți, e în ordine? Asta e în seara învierii. Toma era atât de dezamăgit încât a dispărut de pe scenă. De ce? Vă să știți că acum o afirmație, un mare teolog care a murit în urmă cu aproximativ un an de zile, un om deosebit, Timothy Keller se numește, și el are o carte excepțională, tot să și în românește vă recomand, se numește Argument pentru Dumnezeu. Uitați ce spune el la un moment dat. Îl citesc. Dacă Iisus nu a înviat, de ce să-ți faci griji de ce a spus el? Dar dacă Iisus a înviat din morți, atunci trebuie să accepți tot ce a spus El. Problema de care atârnă totul, este nu dacă îți plac sau nu învățăturile lui Iisus, ci dacă a înviat sau nu. Toma a priceput principiul pe care
Keller spune în secolul 21. Toma a zis, nu mă interesează ce ne-a învățat profesorul nostru 3 ani și jumătate. Nu mă interesează pildele lui. Nu mă interesează minunile lui macro, că au fost 3 învieri din morți, așa e. Nu contează nimic. Dacă e mort, gata, totul este sfârșit. Nu mai contează nimic. Toma a înțeles un principiu pe care orice minte rațională înțelege. Când este vorba de Iisus din Nazaret, nu mă interesează măsurile lui, deși sunt fascinante. Nu mă interesează nici morala pe care a implementat-o el în comunitatea care s-a format în jurul lui. Nu mă interesează. Nu mă interesează nici minunile pe care le-a făcut. Mă interesează un singur lucru. A înviat sau nu? Dacă n-a înviat, îi pun dosarul pe raft ca al altor formatori de opinie din istorie și din cultura civilizației umane. Dar dacă a înviat... Și ascultați ce spune Timotei Keller mai departe, i-au zis. Așa au gândit primii oameni care i-au auzit pe martorii învierii lui. Ei știau că dacă învierea lui Iisus este un adevăr, înseamnă că noi nu ne mai putem trăi viața oricum. Asta înseamnă, de asemenea, că nu trebuie să ne mai fie frică de nimic, apropo de cântec, de nimic. Nici de sabia romană, nici de cancer, nici de altceva. Și Keller încheie pledoaria lui zicând așa, dacă Iisus a înviat, asta schimbă totul. Deci marea problemă care frământa mintea lui Toma și frământă mintea oamenilor raționali, că e fundamental să ne punem întrebări și frământări și temeri, până când dacă e cazul să spune de 10 ori Iisus, pace vouă să fim liniștiți, dacă am înțeles. Asta a frământat mintea lui Toma. Și îmi imaginez următorul scenariu. După ce în seara învierii cei 10 că Iuda dispăruse, de pe scenă complet, colegul lor Toma era absent, deci doar 10 din cei 12 studenți au fost martori când s-a prezentat Iisus, mi imaginez că în ziua, sau poate chiar în seara aceea, au plecat toți la Toma, l-au căutat. Toma, uite cu cine am întâlnit. Și Toma a rămas rece ca gheața. De ce a spus el, dacă nu voi pune mâna, dacă nu voi atinge? De ce? Simplu, pentru că ei au spus, noi l-am atins, ne-a arătat cicatricele. Mă, dacă vi le-a arătat, suntem în aceeași grupă de studenți. Înseamnă că am dreptul la același adevăr, am dreptul la același dovezi. Dacă suntem în aceeași gașcă, în aceeași grupă, dacă acest celebru păstor ne-a luat pe toți, 12, dacă unul și-a pus capăt zilelor, atunci vreau să am parte și eu de ce ați avut voi. Dacă n-am parte, nu cred, punct. Acum... Îl înțeleg foarte bine, deși pare ciudat că zic asta, pe Tolstoi, celebrul romancier rus, care a fost frământat de o întrebare fundamentală și vreau să-l las pe el să ne vorbească în confesiune. Ia auziți ce spune Tolstoi. Întrebarea mea, aceea care la vârsta de 50 de ani m-a dus în pragul suicidului, era cea mai simplă cu putință. Întrebarea care se ridică în sufletul oricărui om, zice el, și anume, ce se va întâmpla cu ceea ce fac astăzi? Sau cu ceea ce voi face mâine? Ce se va întâmpla cu viața mea întreagă? De ce să trăiesc? De ce să-mi doresc ceva? De ce să fac cu tare sau cu tare lucru? Există vreun sens în viața mea pe care moartea inevitabilă care mă așteaptă să nu-l distrugă în plină putere creatoare, zice acest geniu. Are sens să mai creez? Are sens să mai gândesc? Are sens să mai concep? Are sens să mai construiesc? Are sens să mai scriu? Dacă moartea anulează totul și dacă nu mai este nimic după moarte, ce sens are? Îmi pun capul zilor la 50 de ani. Dar pentru că l-a întâlnit pe Hristos, nu în discuțiile cu prietenii lui, cu fețele bisericești ortodoxe rusești, nici cu oamenii de știință care erau prieteni, el și el spune nici măcar în gândire iudaică, ci l-am văzut pe Iisus în mujicii care munceau pe terenurile mele, care i-au zis ce spune el. Când era secetă, zicea, păi dacă bunul Dumnezeu așa a vrut,
Când le murea câte un copil, spunea, păi dacă bunul Dumnezeu așa a vrut, și spunea, Tolstoi, l-am găsit pe Dumnezeu și credința în El, în simplitatea acestor țărani. Și el mai trăiește peste 30 de ani și creează și moare sărac lipit pământului, dar îmbogățit și transformat de credința până în măduvă în învierea lui Hristos din morți. Este fundamental. Toma a priceput și a zis, mă, păi, nu mă interesează, voi l-ați văzut, vreau să-L văd. De aceea când Toma îl vede pe Iisus, și atenție, Iisus, după 8 zile de la înviere, are o întâlnire cu cel de-al 11-lea student din grupa lui. Pentru că Domnul Iisus îi va învăța pe cei din grupa de studenți ultimul adevăr legat de cine este Iisus. Când a zis, eu sunt învierea și viața, nu a crezut nimeni. Măcar că l-au văzut înviindu-l pe Lazar care intrase în putrefacție. Sora lui a zis, Doamne, nu ne fă de rău, miroase greu, a intrat în putrefacție. Și a zis Domnul, Marto, nu se amintește să-mi spune dacă vei crede, vei vedea gloria lui Dumnezeu. A uitat studenții lui. Dar trebuie să mai primească o lecție care va marca pentru tot restul existenței lor și va marca omenirea în mod fundamental pentru totdeauna. Că Iisus este Cel ce a pretins că este. Și aici îmi vine în minte afirmația celebrului profesor de la Oxford, C.S. Lewis, care spunea că atunci când citești Evangheliile și îl auzi pe Iisus, ce afirmații face, atenție, nu ce minuni face, zice Lewis, când auzi ce spune, tragi una din două concluzii, a zis cel de la Oxford, ori că e un nebun omul ăsta și nu spune ce zice, adică el spune că e Fiul lui Dumnezeu, poftim. Deci ori tragi concluzia asta, ori a doua, rațională concluzie, că ăsta într-adevăr este cine pretinde că este. Și Hristos prin înviere le arată celor din grupa lui de studenți, să merg pe acest model contemporan, le arată că El este și că învierea Lui confirmă ceea ce El a pretins de 3 ani și jumătate că este. Adică El intră în istoria noastră să se reveleze pe sine și prin El să-L descopere pe Dumnezeul nevăzut în tangibilul Iisus, adică puteai să-L atingi pe Dumnezeu Creatorul atingându-L pe Iisus, puteai pune orice întrebare lui Dumnezeu în persoana lui Iisus, da? Care este oglindirea și întâlnirea ființei Dumnezeului nevăzut, da? Invizibil, a avut acest privilegiu și Hristos a înțeles conform planului Tatălui că e suficient să se reveleze, să se descopere pe sine și în sine pe Tatăl la 12 oameni și aceștia vor răsturna omenirea cu sus în jos, sau mai bine zis, o vor așeza în normalitate și prin ei se va ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu. Și îmi place mult ce zice un om al lui Dumnezeu, el se numește David Gooding, am apătit zic, bă, ce ne spune ăsta din... Dar eu m-am pus în papucii lui Toma și vreau și eu să înțeleg niște lucruri. Mă, dacă s-a întâmplat să fiu la voi la biserică, eu îl întreb cu voce tare pe Hristos, când dă dreptul, așa-i? M-am uimit, nu știu, Călin s-o cum pe cel frate, pomenit aici, ne vorbea despre această credință care se naște nu din percepțiile noastre interioare, ci din promisiunile clare ale lui Dumnezeu în Scriptură. Adică mă găs de ce spune el și această convingere fermă, stabilă, este... înseamnă ceva de genul substanțierea sau concretizarea unor promisiuni pe care nu le pot vedea, dar le substanțiez, devin materiale, devin concrete pentru mine prin această putere de a accepta ce spune Dumnezeu. Și ascultați ce spune David Gooding. Zice așa, prin învierea lui Iisus, Dumnezeu a intenționat să învețe nu numai pe Israel, ci pe toți oamenii și pe mine și pe voi, un lucru fundamental despre univers, că adică moartea nu este o rânduială permanentă, indestructibilă, ireversibilă a naturii. Prin urmare, moartea nu este dezastrul suprem pentru cei buni, nici o baricadă de protecție sigură pentru cei răi. Adică Hristos
Efectiv, prin înviere omoară moartea și aduce în existența omenirii un adevăr fundamental, că moartea nu-i stația finală a omului, că moartea este, dacă vreți, un moment de tranzit. Este o trecere, sigur, cum spunea cineva, Toma așteaptă mormânt, se odihnește ca și Daniel, și că vine o zi în care toți cei ce am populat planeta albastră, de la Hitler sau Mussolini și până la cei mai morali oameni, toți, fără excepție, în frunte cu Apostolul Pavel, el ne spune, ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu, fără excepție. Nimeni nu scapă. Adică, Toma a trebuit să înțeleagă lecția asta și a avut nevoie de dovezi și singura dovadă care a convins pe toți ucenicii și iubiții lui Iisus a fost, știți care? Întâlnirea face to face, față în față cu cel înviat din morți. De ce ei vor putea spune? De exemplu, Ioan. Și îmi place mult ce spune Ioan, ucenicul iubirii, în întâia lui epistolă. Va putea spune cu fermitate, incluzându-l și pe colegul lui din grupa de studenți, da, folosesc aceeași imagine, va putea spune în felul următor, da? 1 Ioan, capitolul 1. Ce era de la început? Ce am auzit? Ce am văzut cu ochii noștri? Ce am privit și ce am pipăit, ce am atins noi cu mânuțele, aceea vă spunem și voi. Și fiți atenți ce intenție au ucenicii lui Iisus, acum apostolii. Ia auziți, în versetul 3, în același text, 1 Ioan 1 cu 3. Deci ce am văzut și ce am auzit, aceea vă vestim și voi. Uitați-vă care este intenția. Pentru ca și voi să aveți părtășie sau comuniune, intimitate cu noi, cu apostolii, adică cu martorii oculari ai lui Iisus cel înviat din morți. Deci vă scriem aceste lucruri cu un scop bine definit, ca să aveți părtășie, comuniune cu realitatea pe care noi am degustat-o, am trăit-o. Și atenție, și părtășia noastră, zice el, este cu Tatăl și cu Fiul lui Iisus Hristos. Deci când citesc Evanghelie, când citesc epistolele semnate de martorul clar al învierii lui Iisus, practic prin Duhul lui Dumnezeu intru în comuniune, în părtășie cu aceste adevăruri fundamentale care nasc în mine credința în învierea Domnului Iisus. Deci, dragii mei, frați și surori, și colegi de temeri și de frământări și de căutări, grupul acela de studenți, de 12, a fost ales de Domnul Iisus, de Fiul Dumnezeului cel viu, pentru ca în ei să se descopere pe sine și în sine însuși Dumnezeu Tatăl să fie revelat, pentru că El spune, eu sunt în Tatăl, Tatăl este în mine, nu fac nimic de la mine, ci numai ce îmi spune Tatăl. Adică Iisus Hristos lucra după agenda stabilită de Dumnezeu Tatăl, după agenda oamenilor. Vă dau un singur detaliu din Ioan 7. Era un mare prasnic în Ierusalim și toți frații lui Iisus au plecat acolo și au zis, bă, tu nu vii, frate meu? Au zis, nu. Și după ce pleacă ei, spune Ioan că a plecat cel de mai târziu, pentru că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu putea să fie atras, oricât și-ar fi dorit oamenii, să intre în agendele lor. Ci El intră în istoria noastră ca să ne prindă pe noi în agenda lui Dumnezeu. De aceea Pavel numește acest ultim Adam, deși Cornescu spune al doilea, în greacă este scaton, adică ultimul Adam. Dacă primul Adam, cel din Eden, este un bios, dătător de viață, ultimul Adam, adică Iisus din Nazaret, este acest duh dătător de viață. Este cel ce va forma o nouă umanitate a celor născuți din nou. Și acum vreau să citesc pasajul promis din 1 Corinteni 15, partea a doua, versetul 32, da? Unde iată ce spune Duhul Dumnezeu prin condeul apostolului Pavel. 1 Corinteni 15, 32, partea a doua. Dacă nu învie morții, atunci să mâncăm și să bem. De ce? Că mâine vom muri. Cu alte cuvinte, asta a fost frământarea lui Toma și asta e frământarea mea și a lui Tolstoi, pe care l-am pomenit, și a oricărui pământean care privește cu responsabilitate viața. Orice pământean care e convins de învierea lui Iisus din morți
înțelege că învierea lui Iisus din Nazaret este pe de o parte și în primul rând confirmarea dumnezeirii lui, cum spune Pavel în Romani 1, că e dovedit, demonstrat cu putere că e Fiul Dumnezeu prin faptul că a fost înviat din morți. Și orice pământ ia pricepe că învierea lui Hristos din morți este dovada că toți pământenii într-o zi vom învia. Și cu asta? Păi asta e fundamental. De aceea am intitulat mesajul din această zi pentru mine și pentru voi, modelați de puterea învierii. Și de ce credeți că Apostolul Pavel, când se roagă pentru biserica din Efes, în capitolul 1 din Efeseni, spune: și mă rog să vă lumineze ochii inimii, să pricepeți, auziți, nemărginita mărime a puterii pe care Dumnezeu a declanșat-o când l-a înviat pe Hristos din morți și l-a plasat la dreapta lui Dumnezeu deasupra oricărei autorități care se bate numii în cosmos. Și în capitolul 2 spune că noi am fost, auziți, înviați în Hristos, plasați în Hristos în exact același domenii. De aceea avem autoritate peste lumea spirituală în Hristos. Nu noi, ci fiind în Hristos, El are această autoritate. Și îmi place mult, poate trebuie să-mi cer scuze, că pomenesc mai mulți oameni din afara Bibliei și a Bisericii, dar îmi place tare mult o experiență pe care o împărtășește Billy Graham. În timp ce Europa își plângea încă morții după al doilea război mondial și încerca să se refacă economic, cancelarul Germaniei de atunci, Konrad Adenauer, a auzit evanghelistul american Billy Graham și l-a chemat la o discuție privată cu el. Dar hai să-l las pe Billy Graham să ne povestească. Auzi ce spune Billy Graham. Îl citesc. Am fost invitat să beau o cafea într-o dimineață cu Konrad Adenauer, înainte ca acesta să se retragă din funcția de cancelar al Germaniei. Când am intrat, zice Billy Graham, când am intrat în birou, mă așteptam să întâlnesc un bărbat înalt, rigid, formal, care ar putea fi chiar jenat dacă aș aduce în discuție subiectul religiei. După salut, zice Billy Graham, cancelarul s-a întors brusc spre mine și mi-a spus: domnule Graham, Graham era mult mai tânăr decât Adenauer atunci, domnule Graham, care este cel mai important lucru din lume? Înainte ca eu să apuc să răspund, zice Billy Graham, el răspunsese la propria întrebare. El a spus așa: învierea lui Iisus Hristos. Dacă Iisus Hristos este viu, spunea cancelarul Germaniei, atunci există speranță pentru lume. Dacă Iisus Hristos este în mormânt, atunci nu văd nici cea mai mică licărire de speranță la orizont. O spune nu un evanghelist, ci o spune cancelarul Germaniei, evanghelistului Billy Graham, care rămâne șocat. Recunoaște acest om politic că fără învierea lui Hristos, omenirea nu are nici cea mai mică licărire de speranță, că pruncii ăștia n-au nicio șansă să aibă un viitor frumos, nici noi cei mai în vârstă. Însă învierea lui Hristos așează valorile umane la locul lor și ne ajută să pricepem că suntem într-adevăr purtătorii chipului lui Dumnezeu, că universul acesta nu este un produs al Big Bang-ului sau al hazardului, ci este gândit, este creat, este conceput, pus în mișcare de o persoană, de o persoană inteligentă și morală, și că noi suntem creați după chipul lui și că într-o zi vom sta înaintea justiției lui și că evangheliile sunt cel mai mare cadou pentru omenire, pentru că în ele găsim soluția la întâlnirea cu Dumnezeu și la refacerea statutului nostru de purtător echipului lui. De ce credeți că diavolul este interesat să alunge din mintea și din inima noastră credința în înviere? Sunt două minciuni cu care diavolul a reușit să cucerească lumea. Prima, știți care e? În Eden. Dumnezeu zis: Adame, dacă nu ești din pomul ăsta, mori. A zis diavolul: doamnă, garantat, nu veți muri. Se moare? Cum să nu se moară? A doua minciună, nu ne mai poate spune că nu murim, că acum știm. Știți care e a doua minciună? Celebră. E drept că se moare. Da. Odată mort, om rămâne mort, e oale și ulcele. E a doua minciună. Ori Hristos intră în istoria noastră să zdrobească
această influență a diavolului și într-o zi ne spun documentele sacre că va fi aruncat în azul de foc și de pucioasă, care e moartea a doua, da? Hristos Domnul intră în istoria noastră să ne arate perspectiva lui Dumnezeu cu privire la noi, purtătorii chipului Său. Și dacă este o înviere din morți, dacă într-o zi voi învia, nu-i totul acum mă port cu Atena. Să mă întrebe tata, hei, ți-am dat-o pe Atena ca soție și a stat 10 de ani lângă tine. Uite ce ai făcut din ea. Dacă voi învia într-o zi, învierea aduce în realitatea cotidiană toate promisiunile adunate în Sfânta Scriptură. Dacă într-o zi vei învia și tu și pruncul tău vei da socoteală de felul în care l-ai crescut și pruncul tău de felul în care a ascultat de tine. Spuneam unuia dintre primarii, e orașul nostru, unul cu zvan de zile, când a ajuns pe fotul de primar, i-am scris o scrisoare în care am spus: ești păstor acestei comunități de 38.000 de oameni. Ține minte, domn primar, într-o zi îi răspunde de ce se întâmplă cu populația acestui oraș, să știi. Cine crede în înviere e obligat, cum spunea Timothy Keller, să accepte tot ce a spus Iisus. De aceea credința în înviere este fundamentală în umblarea noastră cu Dumnezeu. Și vreau să închei cu o întrebare care mi se pare absolut normală, pertinentă. De ce oare așa de mulți creștini din generația noastră nu mai trăiesc așa cum trăia prima generație? Am un singur răspuns, frați și surori. Pentru că nu mai crede în înviere. Nu este alt răspuns. De ce unele biserici sunt atât de slabe? De ce se mișcă atât de încet? De ce ne este greu să ne implicăm în proiecte ale împărăției? Simplu, pentru că noi nu credem în înviere. Mulți dintre noi nu credem în înviere. Dacă ne-am lăsat convinși de Duhul lui Dumnezeu și învierea ar deveni credința noastră fundamentală, am investit mult mai mult în împărăția Lui și mai puțin în împărăția acestei lumi. Am înțeles că într-o zi istoria se va încheia cu reintarea pe scena acestei lumi a lui Iisus din Nazaret, nu ca să fie pus pe cruce, ci ca Domn al Domnilor, ca împărat al împăraților Pământului. Și că atunci toți sfinții din istorie, începând cu Abel, vom învia și va începe domnia cu Hristos. Când această nouă umanitate, acel născut din nou, prin credința în învierea lui Hristos, vor conduce lumea aceasta în frunte cu Hristos. Asta e realitatea promisă de cel înviat din morți. Și când Toma l-a văzut pe Iisus în carne și oase, abia atunci a făcut din celebrul lui profesor, nu cel mai celebru dascăl din istorie, și a dat seama că în papucii, în sandalele acestui profesor, de fapt stă Domnul lui și Dumnezeul lui. De aceea a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Orice pământean care ajunge la convingerea aceasta face din Iisus nu un învățător celebru, ci îi devine Domn, adică cel care controlează, care stăpânește universul gândirii, universul emoțiilor, universul trăirii, universul vorbirii, întreaga lui viață. Pentru că înțelege că acest Domn merită să domnească în viața lui, deoarece este însuși Dumnezeu. Asta am învățat de la fratele meu geamăn, Toma. Și mulțumesc că nu s-a dat bătut până când nu și-a primit dreptul de student în grupa celebrului Fiu de Dumnezeu, Domnului Iisus Hristos. Tu ce faci? Și închei iarăși cu... Mi-a plăcut tare mult ce scrie pe epitaful unui mare om politic, dar și filozof. Și apropo, el a tipărit toate predicele lui George Whitefield. E vorba de Benjamin Franklin. Uitați ce scrie pe crucea lui. Ia auziți. Corpul lui Franklin, ca o copertă unei cărți vechi, cu conținutul sfâșiat și dezbrăcat de litere, stă aici ca hrană pentru viermi. Dar conținutul ei nu se va pierde, pentru că va apărea din nou într-o ediție nouă și mai elegantă, revizuită și corectată de autor. În paranteză, Benjamin Franklin, 1706-1790.
Sper că asta e coperta unei cărți care e viața mea și a ta. Într-o zi, ne vor mânca viermi, dar n-a fost destinați ca hrană pentru viermi, nici combustibil pentru focul iadului. Marele autor și creator, într-o zi, va reedita viața mea și viața ta. Vom apărea la înviere într-o nouă ediție de care se ocupă însuși Dumnezeu. Și dacă astăzi ai fost atras prin Duhul Sfânt în Evanghelie și ai fost convins de învierea lui Hristos, ai grijă ce scrie în cartea vieții tale, pentru că asta te va urmări. Rog pe Dumnezeu, care și-a făcut milă de Toma, să-și facă milă de toți dintre noi și să nu fim naivi și copilărești, să spunem ca Toma, dacă nu-L văd eu pe Iisus, nu cred. N-are rost. Hristos s-a revelat pe sine în cei 12. Căutați-i pe cei 12, mai puțin Iuda, care a fost în ochii de Matia. Căutați-i, întrebați-i, lăsa aici, în Evanghelie. Vorbiți cu ei în fiecare zi, cum au fost sfătuiți. Și îl vom descoperi pe Hristos cel înviat din morți. Și asta va marca definitiv viața noastră. Vom fi modelați de puterea învierii lui Hristos. Amin.